Gorjenii sunt așteptați duminică 16 octombrie la Peștișani, unde se va desfășura Festivalul Sarmalelor și Piftiilor. Evenimentul organizat de Consiliul Județean Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist Doina Gorjului, Asociația Acasă la Brâncuș, Consiliul Local Peștișani și Primăria Peștișani se va desfășura începând cu ora 12 în curtea Liceului Tehnologic Constantin Brâncuș din Peștișani. Bucătari pricepuți își vor expune creațiile ce vor fi jurizate de specialiști în cadrul unui concurs culinar, cele mai gustoase sarmale și piftii fiind premiate de organizatori și sponsori. Publicul va avea de asemenea la dispoziție standuri unde se va servi tradiționala combinație sarmale cu piftii, preparate tradiționale ce fac deliciul tuturor meselor gurjene. Va fi un festival destul de interesant, spunem noi, mai ales pentru gurmanzi, dar nu numai. Mă rog, iubitorii de sarmale, de piftii, de mâncăruri tradiționale, gorjenești, pot să vină cu drag și să petreacă după amiază plăcută la Peștișani. Va fi un concurs culinar, vin mai multe pensiuni și din Târgu Jiu și din zona de acolo, din Peștișani, din Runcu, vin și de la Rânca, din Mehedinți, iar ne vin buni prieteni cu pensiuni de acolo, din Serbia, o să avem participanți. O să fie un concurs frumos în care șefii își expun produsele și le va degusta un juriu competent. Tradiția unui festival al răciturilor a fost întemeiată în Gorj de Radu Ciobanu, unul dintre cei mai cunoscuți profesioniști gorjeni ai industriei ospitalității, din păcate plecat prematur dintre noi. Festivalul răciturilor a fost organizat de acesta în calitate de președinte al ANTREC Gorj, timp de 9 ediții, majoritatea dintre ele la Tismana, ultima dintre ele, cea de-a 10-a, desfășurându-se la Peștișani în 2019, chiar în memoria sa. Prietenul nostru, Tavi Colen, care a fost în fiecare an în juriu, este și un pasionat de bucătărie, dar și un mare gurmand. Am invitat-o tot în juriu pe Mărioara Băbu, este celebra noastră băciță de pe Transalpina, de la Stâna Ștefanu, un om de turism veritabil, absolut veritabil și care știe valoarea gusturilor tradiționale gurjenești. O să mai fie un proprietar al unui site de bucătărie și el foarte bine ancorat așa în gastronomie. Octavian Petrovic are un site care se cheamă Bucătăria lui Tavi. Deci ei vor aprecia produsele și noi vom oferi premiile. Sunt câteva premii interesante, premii pentru cei care bucătăresc, premii care le vor fi de ajutor. Apoi, pe lângă concurs și expoziție, vor fi, evident, produse de vânzare, sarmale, piftii, alte produse culinare și, bineînțeles, că nu va lipsi distracția, spectacolele, un concert, Tavi Colen și Emma de la Zoom împreună cu trupa lor și un spectacol extraordinar oferit de Ansamblul Artistic Profesionist Doina Gorjului. Credem că va fi o zi frumoasă pentru toți participanții. Începând cu anul acesta, Primăria Comunei Peștișani completează răciturile cu sarmale, această combinație culinară fiind specifică doar zonei Gorjului, festivalul urmând a se desfășura anual ca o atracție turistică a zonei și a județului. Evenimentul se va bucura de prezența artistului gorjan Tavi Colen, care va concerta alături de formația sa și de Emma de la Zoo, începând cu ora 16, iar participanții vor putea admira apoi cântecul, portul și dansul popular românesc într-un recital oferit de Ansamblul Artistic Doina Gorjului.